Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă foarte simplă de biscuiți cu fulgi de cocos. Conține doar 4 ingrediente, așa că haideți să trecem la treabă! Într-un bol vom pune 150 grame de unt la temperatura camerei. Peste unt vom adăuga și 150 grame de lapte condensat. Apoi vom adăuga și 100 de grame de fulgi de cocos și 100 de grame de făină. Iar apoi vom începe să frământăm totul foarte bine până ce vom obține un aluat destul de consistent. Vă recomand să folosiți un unt cu o concentrație cât mai ridicată de grăsime, în acest fel biscuiții vor fi mult mai fragezi. După cum am spus, la sfârșit vom obține un aluat destul de consistent. Acum îl vom înveli într-o folie de plastic și trebuie să îl punem la frigider pentru cel puțin o oră. După o oră de stat la frigider, veți observa că aluatul s-a întărit destul de mult. Acum trebuie să dăm formă biscuiților. Pentru a vă fi mai ușor să lucrați cu aluatul, vă recomand să îl împărțiți în mai multe părți. Vom presera făină pe blatul de lucru, în acest fel aluatul nu se va lipi. Biscuiții pot fi tăiați în diferite forme, rămâne la alegerea voastră cum doriți să îi decupați. Eu de data aceasta am ales să fac steluțe. Acești biscuiți pot fi umpluți cu orice cremă la alegere sau cu dulceață sau pot fi lăsați și simpli. Odată ce am decupat biscuiții în forma dorită, trebuie să îi punem într-o tavă. În tavă am pus înainte o hârtie de copt, apoi trebuie să introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 50 minute sau până când biscuiții sunt bine copți. După cum am spus, cu acesta luat puteți jongla în mai multe feluri. Eu am ales să umplu câțiva biscuiți cu dulceață, iar câțiva doar i-am decupat și în mijloc le-am pus câte o bomboană MM's. La fel vom face și cu acești biscuiți, îi vom pune într-o tavă și îi vom introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 50 minute sau până când ei sunt bine copți. Odată ce biscuiții s-au copt, îi vom scoate din cuptor și îi vom lăsa să se răcească foarte bine, iar apoi ei pot fi umpluți după preferință sau pot fi serviți așa simpli. La sfârșit, opțional, puteți pudra biscuiții și cu puțin zahăr pudră. Și, dragilor, am ajuns și astăzi la finalul rețetei. După cum vedeți, biscuiții arată foarte bine, vă asigur că sunt și foarte delicioși, sunt frageți și aromați, așa că eu vă recomand această rețetă cu mare drag și sper să o încercați și voi cu prima ocazie. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru că m-ați urmărit până la capăt și până la următoarea rețetă vă doresc numai bine.